ce e bine și ce nu e bine pentru Partidul Național Liberal, hotărăște Partidul Național Liberal că nu a existat un exod, că nu a existat o trecere în masă și nu va exista așa ceva dinspre PD spre PNL și că au existat de asemenea treceri dinspre PD spre PSD, în legătură cu care nu s-a făcut atâta caz și nu s-a speriat nimeni. Partidul Național Liberal a investit foarte mult pentru că astăzi această majoritate să existe, pentru că astăzi acest guvern să existe și cred că nu există niciun temei pentru ca Partidul Național Liberal să fie bănuit de fisuri sau să fie considerat îndoielnic sub raportul loialității în această alianță. De exemplu, domnul Cristian Băureanu nu va fi niciodată reprimit în Partidul Național Liberal ca să nu se mai ostenească. Eu văd posibil și văd și real că există astăzi în România un singur partid cu adevărat de dreapta și un partid puternic de dreapta. Și acela este Partidul Național Liberal. În care vor mai veni Democrați Liberali? În care vor mai veni toți acei oameni care au convingeri de dreapta autentice, care au intenții de a face o dreaptă puternică în Partidul Național Liberal, fie că ei au fost sau nu în PDL, fie că ei au făcut sau nu politică. Cum explicați atunci faptul că domnul Dragnea vorbea de niște nemulțumiri în teritoriu? O să-l cer foarte tare, o să-i spun că mi-ați cerut să-l cer și o să-l cer foarte tare. Dar stați un pic, eu sunt analistul politic al declarației. Eu apreciez grija dumneavoastră de la B1 pentru unitatea USL-ului. E în regulă, funcționează USL-ul foarte bine. Există în acest moment o îngrijorare, nu numai a noastră, ci a și colegilor liberali la Mehedinți, unde domnul Stănișară a apărut să fie nou membru al Partidului Național Liberal, el fiind unul dintre oamenii cu care noi le-am luptat.